Aseară, polițiști, Inspectoratul de Poliție Județe Neamț au acționat pe raza întregului județ pentru verificarea respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19. Conform prevederilor Ordonanței Militare numărul 2, în intervalul orar 6-22, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasare pentru asigurare de bunuri care acopere necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie sau domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, deplasare pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasare din motive justificate, precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței sau gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie sau domestice. De asemenea, în intervalul orar 22-6, circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei este permisă numai pentru motivele prezentate anterior. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator, sau o declarație pe proprie răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Totodată, conform prevederilor Ordonanței Militare numărul 2, persoanele izolate la domiciliu ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată sub pază. Persoanele carantinate ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Atenție! Aceste măsuri nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală. În urma depistării persoanelor care s-au deplasat pe raza județului Neamț, fără a se afla în vreuna dintre situațiile permise de Ordonanța Militară numărul 2, polițiștii nemțeni au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.500 de lei.